Acestea sunt seriile în care vorbim despre Domnul Iisus. El este musafirul nostru și gazda noastră. De 2000 de ani vorbim despre El și vorbim pentru că înțelegem și vorbim pentru că nu înțelegem. Dar continuăm să vorbim despre El. A fost un om din Vechiul Testament care i-a cerut numele pentru că s-a luptat toată noaptea cu El și nu știa încă cine este. Așa cum noi ne trezim că vorbim cu El, umblăm cu El, dar nici noi nu-L cunoaștem în adevărata Lui identitate, în adâncul dimensiunilor identității și ale personalității Lui. I-a spus, care ți este numele? Un om a vrut să știe care ți este numele, pentru că numele este o secvență înghețată în timp din personalitatea cuiva. Care ți este numele? Un nume definește pe cineva pe care îl poartă. Care ți este numele? Cum i s-a răspuns? De ce îmi cer numele? El este minunat. Numele Domnului nostru Iisus Hristos este minunat. Chiar și în Isaia, în acea suită de nume care caută fiecare să-L privească pe Domnul Iisus din alt punct de vedere, unul din nume este minunat, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat. Minunat în sensul de miraculos, inexplicabil, dincolo de rațiune, dincolo de ceea ce este în legile naturii pe care o experimentăm în fiecare zi. El vine din altă lume, de aceea nu-L vom putea niciodată pune într-o cutie și să-L înregimentăm la sistemele noastre de gândire sau să-L putem explica matematic sau filozofic sau social. El este dincolo de toate acestea. Este o minune a Lui Dumnezeu. S-a născut dincolo de legile biologice. Cum se poate naște cineva dintr-o fecioară? Imposibil, spun oamenii de știință. Dar s-a născut. Este minunat, este miraculos, este supranatural, este dincolo de legile pe care ne-am obișnuit să le respectăm și care ne limitează nouă existența, dar nu Lui, nu Lui. El a venit inexplicabil. Nu vom putea niciodată să explicăm cum a venit. A trăit printre noi ca un om, dar din când în când a deschis iarăși ușa aceasta celui lipsit de limite și a făcut minuni. Minuni minunate, supranaturale, aceeași familie de cuvinte. A fost o minune a lui Dumnezeu printre oameni. Apoi a murit și au crezut că au reușit să-L trântească într-un mormânt și să rămână acolo, ca toți oamenii mort odată pentru totdeauna. Dar tot așa inexplicabil, dincolo de legile naturii, minunat, a înviat. Nu se poate așa ceva. Ba se poate. A făcut-o El. A făcut-o El. Vorbim despre El pentru că înțelegem și vorbim despre El pentru că nu înțelegem și ne fascinează. Apoi s-a ridicat la cer într-un mod supranatural. Și ceea ce este și mai extraordinar pentru noi, îl așteptăm să vină într-un mod la fel de minunat. Binecuvântată să fie venirea Lui și binecuvântat să fie cel care îl așteaptă. Vreți încă ceva mai minunat decât aceasta? Toate dimensiunile Lui sunt minunate. El este în cer acum, dar nu este numai în cer. Pentru că este Dumnezeu, El este dincolo de ceea ce poți tu sau eu înțelege și este în seara aceasta aici. Nu se poate explica. Nici nu încercăm să explicăm. Vorbim. Vorbim pentru că înțelegem în parte și vorbim pentru că nu înțelegem. Și cu ceea ce nu înțelegem, plecăm capul, plecăm fruntea în smerenie și spunem, Doamne, Tu toate le știi, Doamne, la Tine toate sunt cu putință, Doamne, Tu ești minunat. Zilele acestea vom vorbi iarăși despre El. Dar eu pentru seara aceasta am înaintea dumneavoastră un alt subiect, am un fel de privire panoramică asupra lumii în care a venit Domnul Iisus, cu niște situații paradoxale. Lumea nu s-a schimbat prea mult. S-ar putea să recunoaștem în lumea de acolo lumea noastră. Noi ne minunăm de Domnul Iisus, dar El se minunează de noi. Și nu numai El, probabil și îngerii care au venit se minunează pentru că ceea ce se întâmplă cu noi este departe de logica cerului. Vă aduceți aminte ce a spus îngerul?
iată, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru câți? Tot norodul. Asta era în logica cerului. Aceasta era în logica îngerilor. Paradoxul este că nu s-a întâmplat așa. Și vom vedea în seara aceasta o serie întreagă de astfel de paradoxuri care i-au pus pe îngeri în uimire. Și dacă aveți puterea să vă detașați puțin de evenimente și să treceți dincolo de rutina cu care trecem prin aceste texte în fiecare an, aș vrea să vă pun în față câteva paradoxuri, dacă fratele mă ajută cu slide-urile. Așa. Dați-mi primul slide, vă rog. Paradox înseamnă o surpriză. Te aștept să fie într-un fel și este total altfel. N-are logică. E de-andoaselea. E o surpriză. Și gândiți-vă cum au văzut îngerii și dacă aveți puterea să vă detașați, cum vedeți dumneavoastră, situația aceasta din vremea aceea. Lăsați-mi slide-ul pentru că e mult mai frumos decât mine. Așa. Nazaret și Ierusalim sunt nu numai două nume, sunt două localități, sunt două stări de spirit. Ierusalim ar trebui să fie locul în care este centrul pământului, din punct de vedere al lui Dumnezeu. Acolo este casa lui Dumnezeu, acolo este tronul celui preanalt, acolo este templul, acolo sunt preoții, acolo este marele preot. Toate sărbătorile adună pe evrei la Ierusalim. Acolo este poarta cerului. Mă bucur când mi se spune, haideți să mergem la Ierusalim, la casa lui Dumnezeu. Acolo este locul sfânt, sfânta cetate. Nazaret, pe de altă parte, lăsați-mă acolo la Nazaret. Ce este Nazaret? Yeah. Când unul a încercat să ia apărarea Domnului Iisus și celor din partida lui, cei care știau, cei care cunoșteau, experții vremii, nu noi care după 2000 de ani facem arheologie și căutăm să înțelegem societatea lor. Ei trăiau atunci. I-au spus, băi, nu mai ține apărarea, judecă și tu și cercetează și tu, vezi dacă a ieșit vreodată ceva bun din Nazaret. Nazaretul este West Hollywood. Nazaretul este Corintul din Israel. Nazaretul este cartierul famat din orașul tău, rău famat. Hoți, tâlhari, prostituate, oameni de jos. Numele acesta îl va urmări toată viața și va fi pus pe cruce deasupra capului ca un titlu de batjocoră pentru el, dar și pentru poporul acesta puricos care se crede buricul pământului. La așa cap, așa căciulă, va spune Pilat. Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Nu se putea insultă mai mare. Mai mari preoții, mai mari poporului s-au dus la el și au spus, nu pune așa. Scrie că el a zis, Pilat a zis, ce am scris? Am scris. Și n-am scris numai despre el, am scris despre voi. La așa cap, așa căciulă, la așa popor, așa împărat, ieșit din Nazaret. Și totuși, dacă stai să te uiți când au venit îngerii și când a venit Domnul Iisus, iată contrastul acela din vremea aceea, paradoxul de atunci. Dumnezeu găsește la Nazaret o fecioară logodită cu un bărbat. O fecioară la Nazaret. Logodită cu un bărbat care are un sistem etic cu totul și cu totul ieșit din comun. Iosif și Maria sunt în Nazaret. În timp ce la Ierusalim este păcatul lumii, corupția, necredința, saducheii care nu cred nici în îngeri, nici în înviere, nici în iad, nici în iad, vânzătorii de neam, compromisii cu romanii, toate acestea sunt la Ierusalim. La Nazaret
Dumnezeu găsește neprihănire. Ce paradox! Ce paradox! Este pentru mine și pentru tinerii de astăzi un motiv ca să spunem: nimeni nu poate să dea vina pe circumstanțele în care trăiește. Poți să fii la Ierusalim și să fii corupt și păcătos, și în același timp poți să fii la Nazaret și să fii o fecioară neprihănită și cu un logotnic neprihănit, care nu se compromite, care nu-i trece prin cap să calce bunul nume și regulile și legea lui Dumnezeu. O, câte astfel de paradoxuri sunt și astăzi! Câte astfel de paradoxuri sunt și astăzi! Mă opresc aici. Dacă eram acasă, vă spuneam, dacă eram la Betel, că poți cânta în corul bisericii, poți să fii foarte la Ierusalim. Înțelegeți ce vreau să spun? Și s-ar putea ca Dumnezeu să scoată din Nazaretul lumii acesteia oameni mai neprihăniți ca noi, care suntem copii ai bisericii și care ne-am tocit pingelele și hainele pe băncile și pe dușumelele adunărilor. E un paradox care există și astăzi. Cine are urechi de auzit, să audă. Următorul paradox. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Vă aduc o veste care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Păstorii sunt bucuroși, parțial cel puțin, profeția îngerilor sau așteptările îngerilor se împlinesc, dar se pare că în afară de păstori nu se mai bucură nimeni. Regele se tulbură și împreună cu el s-a tulburat toată cetatea. Casa regală intră în panică. Mai marii poporului tremură. Venirea acestui prunc s-ar putea să complice toată situația. S-ar putea să împartă apele și s-ar putea să iasă cu cântec și să fie cine știe ce conflicte în țara aceasta, dacă el este cu adevărat un împărat. Panica lor va fi toată viața lipită de sufletul lor. Îl vor aștepta de Paște, îl vor aștepta de fiecare sărbătoare cu pelerinaj, poporul cu bucurie, anticipând să-l vadă făcând minuni și înfruntându-se și astupând gura tuturor mai marilor din toate partidele religioase, iar mai mari poporului și preoții tulburați că vine și iar le strică toată sindrofia. Până când unul dintre ei în panică devine ucigaș și spune: nu știți voi că este mai bine să moară un singur om pentru popor? Trebuie să-l omorâm, că dacă nu-l omorâm, vin romani și vai de tot neamul acesta. Păstori bucuroși și un rege tulburat. Ce paradox! Și îngerii se uită când vin și spun: ce paradox! El a lăsat tronul slavei. Dacă ați ști voi ce a lăsat el, spun îngerii. Dacă ați ști cine vine la voi și ce cinste și onoare aveți voi ca el să vină, să fie și împăratul vostru. El este împăratul slavei. Dacă ați ști cine vine la voi, ce bucurie ar trebui să fie la voi. Și îngerii văd cu mirare că la curtea regală și la palat toată lumea se tulbură. El este incomod. Veți spune dumneavoastră, este incomod pentru Irod, pentru că Irod este de fapt un rege uzurpator, n-avea dreptul. El era un idumean. Da, nu trebuia să fie pe tronul lui Israel, este un străin de neam. Este înrudit cu ei, dar nu este din linia mesianică, nu este din familia lui David. El nu are dreptul să stea acolo. Pe el l-au pus romani. Au încercat să-i cumpere pe evrei, făcându-le templu, făcându-le tot felul de nazuri și hatâruri.
Dar nu avea drept să stea acolo. Și când a auzit că se naște, s-a gândit că... Dar eu vreau să vă spun, oare astăzi nu este la fel? Cei care ne conduc astăzi sunt mai buni decât regii aceia? Se bucură cineva de mai marii lumii, de Domnul Iisus astăzi? Se bucură cineva în America atunci când în consiliile orașelor cineva îndrăznește ca în rugăciunea de invocare să pomenească numele lui Iisus Hristos? Nu se poate așa ceva! La una din școlile din America, săptămâna trecută, părinții au venit și au făcut un protest pentru că președintele școlii, eu știu cum îi spune, a modificat cuvinte la imnul O noapte preasfințită și a scos tot ce era cu referință la Domnul Iisus. Regele nici astăzi nu se bucură. Toți sunt niște uzurpatori. Toți sunt niște uzurpatori. Mă uitam la transmisiile acestea care sunt de la Washington. Credeți că cel care este acum la Washington se bucură tare de Domnul Iisus? Nu se bucură. Dacă ne uităm cine ne conduce astăzi, ne dăm seama că nu suntem departe de scenele de atunci. Arătați-mi o țară, arătați-mi un președinte și am să vă arăt un om care nu merită să stea acolo. Pentru că singurul care merită să ne conducă, împăratul care îl așteptăm, singurul al cărei împărății va fi binecuvântată este Domnul Iisus Hristos. Până atunci toți sunt niște uzurpatori, toți sunt niște... Nu sunt acasă, trebuie să văd ce spun. Dar gândiți-vă dumneavoastră la Coreea. Cine ar vrea să-l aibă președinte pe cel care este acum în Coreea? Săptămâna trecută l-a asasinat pe unchisul. Culmea, l-au executat pe unchisul pentru că i-a spus mătușii sa. V-ați simțit mai bine în Italia lui Berlusconi? V-ați simțit grozav de mândri că aveți un asemenea conducător? Sau în Rusia lui Putin? Sau în Iran? Sau în Arabia? Sau poate în Siria? Sau poate în Egipt? Regii se tulbură pentru că știu că n-au dreptul să stea acolo. Cineva spunea, dacă vreți să vedeți părerea lui Dumnezeu despre lumea de astăzi, uitați-vă la pe mâinile cui a dat-o. Lumea aceasta nu va fi vrednică să poarte numele pe care l-a gândit Dumnezeu din creație și din administrația lui decât atunci când se vor reașeza toate lucrurile, cum spunea în Faptele Apostolilor primele capitole. Cerurile trebuie să îl primească până la reașezarea tuturor lucrurilor. Este o halandala, este ca o tablă de șah în care toate piesele sunt puse una peste alta într-un sertar. Ele trebuie scoase, trebuie reașezate, fiecare după logica lui. Păstorii sunt bucuroși, regele este tulburat. Aș putea să pun lentila aceasta și mai aproape de fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi ne simțim amenințați de venirea Domnului Iisus. Pentru că și noi suntem niște uzurpatori și pe tronul inimii noastre n-am vrea să se așeze El. Ar însemna să ne dăm noi jos. Asta este marele motiv pentru care o majoritate a celor care trăiesc în lumea de astăzi nu se bucură de Domnul Iisus, nu-L doresc pe Domnul Iisus, sunt tulburați de ideea cu Domnul Iisus. O, dați-le dansuri, dați-le carne de porc, dați-le sarmale, dați-le tot ce vreți, dar nu Iisus Hristos. Regii nu se bucură. E un paradox. Îngerii se uită și spun, dar știți ce va duce El dacă îl lăsați să fie regele vostru? Știți cine este El? Numai păstorii se bucură, oamenii simpli. Dați-mi un alt slide, să trecem mai departe. Iarăși trebuie să-mi aleg cuvintele cu grijă, pentru că aici sunt lucruri mai adânci un pic și le putem face așa pompieristic sau putem să ne gândim foarte, foarte serios la ele. Iată un contrast și un paradox. Magii sunt perseverenți,
iar preoții sunt indiferenți. Cum se poate așa ceva? Nu te aștepți, ăia sunt păgâni. Ăștia lanții sunt din tată în fiu preoți. Știu legea de la Geneza până la Deuteronom, pe de afară, pe dinăuntru, pe de rost. Când Irod îi va întreba dacă vine Mesia, unde vine? Pentru că m-au păcălit ăia și nu s-au mai întors să-mi spună unde l-au găsit. Voi ce spuneți? Ce știți voi? Oh, sunt specialiști, cum? Ei să nu știe. Teologic vorbind, profetic vorbind, din punct de vedere al... știu totul. Dar cunoașterea aceasta, cunoștința aceasta îi paralizează. Îi paralizează de fapt altceva, îi paralizează frica de Irod. Și stau toți acasă pentru că se tem. Irod vrea să ia beregata pruncului și dacă ei sunt găsiți împreună cu pruncul, vai de ei. Și își fac tot felul de calcule. Și pentru siguranța lor, pentru pacea lor, pentru prosperitatea lor, sunt indiferenți. Și îngerii se uită. O, dacă aș putea să vă dau ceva din uimirea lui, uimirea lor. Îngerii din slavă vin în cohorte să-l însoțească ca o suită de onoare pe prințul cosmosului care vine la Ierusalim. Și preoții spun, da, știm, dacă vine, vine acolo. Da, vine acolo. Dacă vrei să te duci să cauți acolo. Dar ei nu fac un pas! Ce contrast cu magii. Ăștia sunt oamenii păgâni. Nimic nu îi oprește. Nici depărtarea, nici neștiința, nici dezinformarea, nici rătăcirea, pentru că s-au dus să-l caute unde nu era. Și când l-au căutat unde nu era, steaua s-a ascuns. Când au ieșit de unde nu trebuiau să se ducă, steaua a apărut iarăși. Și nimic nu-i oprește. Ce câștigă ei din toate acestea? Ce ghișept au făcut ei, întreb eu evreiește? Ăștia, da, ăștia aveau de mult de câștigat, dar ei, în loc să câștige ceva, ei au venit să aducă, să dăruiască. Și perseverează. N-au decât o singură dorință, să-l vadă, să-i se închine și să-i dea. Iar ceilalți stau deoparte, se închide în ei și n-ar vrea să piardă nimic din cauza lui. Ce paradox, ce contrast, ce situație ciudată! Frate Daniel, sunt curios cum o duci pe asta în contemporaneitate. E foarte ușor să o aduc. Fraților, uitați-vă la Dumnezeu și unde se fac marile treziri spirituale astăzi. Se fac la limita lumii pe care noi o socoteam până mai ieri creștină. Se fac la sud de ecuator. Se fac acolo unde Hristos încă n-a fost vestit. Marile treziri sunt în țările care n-au auzit niciodată de Hristos până acum. Marile treziri și steaua lui Dumnezeu și minunile lui Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt și marșul acesta triumfător al împărăției se întâmplă la magi, la cei de departe. În Franța? Nu. În Italia? Știu tot ce mai au nevoie să mai spui, să mai... Ce ai putea să faci ca să-i mai impresionezi pe germani? Anul trecut, acum 2 ani, am fost la austrieci și am văzut o biserică românească frumoasă, biruitoare. În noaptea aceea numită Noaptea Lungă au venit și catolici, au venit și reformați, au venit toți acolo la români. Și românii au ținut un program de la primul cuvânt până la ultimul cuvânt, cântări, rugăciuni, totul a fost în limba, era să zic, austriacă. Austriecii n-au o limbă, austriecii vorbesc limba germană. Și românii noștri au făcut un program în limba germană. Au cântat cu instrumentele, au cântat cu copiii, au cântat cu corul. Plângeau austriecii mei și spuneau, așa a fost și la noi acum vreo 80 de ani. Ce ai putea să faci în Spania, ca românii să aprindă Spania? Ați venit voi să ne învățați pe noi, ați auzit de... Ce ar putea să facă românii noștri în Italia? Să dea peste cap Italia și italienii să se întoarcă la Dumnezeu. Sunt supravegheați de poliția papală, oriunde se adună,
oriunde se adună, oriunde se adună. Ăștia sunt protestanți români cu iz de americani, fiți cu ochii pe ei. Preoții sunt indiferenți. Veți spune, frate Daniel, vorbești prea mult despre alții. Hai să vorbesc despre noi. În România, vorbe pe care le-ați auzit și dumneavoastră și le-am auzit și eu din partea preoților. România este creștină din primul secol. Tot românul care se naște, se naște creștin. Poporul român n-are nevoie de evanghelizare. Bărboși, bogați, plini de aere și de cunoștință, preoții sunt pasionați să ridice un mausoleu în mijlocul Bucureștiului, o piramidă. O formă, dar tăgăduindu-i puterea. Tăgăduindu-i puterea. Și refuzând sistematic să-L lase pe Iisus să fie la el acasă în țara românească. Avem tradiție, avem lege, avem obiceiuri. Lăsați-ne cu Iisus acesta. Una, două, Iisus. Până și omul pe care îl iubesc câteodată ca pe sufletul din mine, domnul Pleșu a scos o pleașcă acum câteva săptămâni. Și am ascultat un pastor de ăsta protestant la televizor. Auzi, domnule, Domnul Iisus în sus, Domnul Iisus în jos. De parcă vorbea de domnul Nelu de la etajul 2. Domnul Pleșu. Poate că în limba română domnul este sinonim cu nenea. Dar când un neoprotestant spune Domnul Iisus, spune că nu poate să-i spună doar Iisus. Pentru că Iisus este Domnul! Preoți indiferenți. Sectanți fanatici. Tu nu-i vezi că oriunde ajung nu sunt mulțumiți nici măcar de ei. Tot timpul sunt trezire religioasă, trezire spirituală, trezire spirituală. Nu, niște... Nu vă duceți la ei, niște rătăciți. Lăsați România și lăsați-ne pe noi să fim tobă de carte și de indiferență. Dar Domnul este acolo unde sunt magi perseverenți veniți din păgânism și auzim de minuni care se întâmplă în Nigeria, minuni care se întâmplă în Brazilia, în Argentina, minuni care se întâmplă în China, minuni care se întâmplă în Coreea, lucruri care nici nu pot să le crezi că se pot întâmpla. Și de-aia am spus, trebuie să-mi ating, aleg foarte bine vorbele, pentru că n-aș vrea să credeți că spun asta pentru că sunt într-o biserică pentecostală. Aceasta este realitatea. De ce n-au văzut preoții steaua? Pentru că n-aveau nevoie de ea. Oamenii aceia aveau râvnă, aveau dorință, aveau foame, aveau sete, aveau energie care trebuia pusă în slujba căutării lui Dumnezeu și pe aceea Dumnezeu îi răsplătește venind în întâmpinarea lor cu supranaturalul lui, cu un Dumnezeu care în toate dimensiunile este minunat. Slăvit să fie numele Lui. Următorul slide și poate ne apropiem de încheiere. Contraste contemporane de atunci, contraste contemporane de astăzi. Un staul plin și un templu gol. Ce ai vrut să spui, frate Daniel? Majoritatea care știu Biblia știu despre ce vorbesc eu acum. Asta este un mare contrast și un lucru foarte caragios din vremea aceea. Templul de la Ierusalim avea o curte, curtea neamurilor, intrai apoi în curtea femeilor, curtea iudeilor, mai departe nu intrau decât preoți, era curtea dinăuntru, și apoi intrai în clădirea propriu-zisă a templului, unde în partea din față era sfânta, și apoi dincolo de perdea era sfânta sfintelor. Fraților, vreau să vă spun un secret. În sfânta sfintelor nu era pe vremea lui Ieremia, de pe vremea asediului, chivotul dispăruse. Nici până astăzi nu l-au găsit, îl caută, unii spun că l-au identificat în Africa, alții spun în subterane, alții în altă parte, nu știu. Sunt însă convins și pot să vă spun, în vremea aceea, toată închinarea lor
era în centrul acesta focal în care era prezența lui Dumnezeu între heruvim, pe capacul de aur al ispășirii, unde trebuia pus sângele, în lada aceea sfântă în care trebuia să fie, nu mai era de mult, dar ar fi trebuit să fie toiagul lui Aaron, o copie a legii și un castron cu nimic! Gol! Toată închinarea lor era cu un punct focal gol. Dar unde este Dumnezeu dacă nu este acolo între heruvim pe capacul ispășirii? Unde este Dumnezeu? Lasă-mă acolo, te rog. Lasă-mă înapoi. Unde este Dumnezeu? A venit să se nască unde? Într-un staul. Nu este un paradox? Nu este un paradox? Care este mesajul? Simplu de tot. Dumnezeu nu vine într-un sistem religios. Dumnezeu vine în inimi de oameni care îl așteaptă și se bucură de prezența Lui. Oh, erau specialiști acolo la templu, știau să facă slujbe, știau să facă toate, erau unși cu toate nardurile și cu toate tămâiile, știau slujbele, știau orele, știau cetele, știau tot ce vreți și trebuiau să știe. Dar erau singuri, nu l-aveau pe Dumnezeu acolo. Și Dumnezeu nu vine, deși putea să vină acolo. Va veni la staul și va umple un loc în care oamenii îl așteaptă și se bucură. Iată, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Numai ei la staul s-au bucurat. Eu vă întreb pe dumneavoastră, unde îl căutați pe Domnul Iisus astăzi? Unde este Domnul Iisus astăzi? Mă uit câteodată, în fiecare an, de fapt, caut să văd transmisia de Crăciun de la Casa Albă. Mai e cineva care se uită împreună cu mine? Templul gol. Mă uit și caut să văd Roma și marea slujbă din noaptea Crăciunului. Îl caut și mă uit, văd pe papa, văd cardinalii, văd mafioții din primele bănci. Păi ce e acolo, frații mei, au nevoie de iertare. Dar nu-l găsesc pe el. El este în staulul inimii tale și în staulul inimii mele. Dacă te bucuri și aștepți venirea Lui, dacă îi spui, Doamne, fără Tine nu sunt nimic, dar împreună cu Tine sunt moștenitor al vieții de acum și a celei viitoare, ai venit minunat cu cerul Tău în viața unui om ca să-l faci un copil al cerului. Doamne, fii binevenit în viața mea, fii binevenit în ființa mea. Doamne, fii ca acasă la Tine, la mine acasă. Și fă din bisericile noastre casa Ta. Amin. Amin.